Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost partener în organizarea celei de-a 10 ediții a Taberei Naționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică, coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Sinus, cu implicarea Liceului Teoretic Ion Luca din Vatra Dornei, Colegiului Silvic Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, Școlii Gimnaziale George Voievitca din Câmpul Lung Moldovenesc și Școlii Gimnaziale numărul 2 din Vatra Dornei. Această ediție a taberei a avut loc în stațiunea turistică Vatra Dornei în perioada 3-7 ianuarie. La finalul taberei, elevii au participat la două concursuri, concursul național de fizică Marin Dacian Bica și concursul național de astronomie și astrofizică Marin Dacian Bica, ce fac parte din calendarul național al competițiilor școlare ale Ministerului Educației. Tabăra și concursurile școlare au avut două secțiuni, una de fizică la care au participat elevii din clasele a 6-a, a 12-a și una de astronomie și astrofizică la care au participat elevi din clasele 1 a 12-a. Totodată, tabăra a inclus sesiuni de pregătire pe clase, pentru disciplina fizică și pe ateliere, la astronomie și astrofizică. Atelierele au fost coordonate de cadre didactice și de mentori, foști sau actual olimpici internaționali. La această ediție au participat 240 de elevi și 40 de cadre didactice din 21 de județe ale țării. Alături de aceștia au participat 3 olimpici internaționali, care au avut calitatea de mentori sau lectori pentru elevii din tabără. Mentorii au îndrumat elevii la observații astronomice cu telescoape și au fost evaluatori la probele din cadrul acestor concursuri școlare, a precizat inspector general adjunct profesor dr. Petru Crăciun, organizator principal al manifestării.